Florentin Pera, noul selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României, a anunțat lotul lărgit pentru campionatul european care va avea loc în luna noiembrie. Printre cele 35 de jucătoare aflate pe listă, se regăsește și severineanca Andreea Mihart de la HC Zalău. În vârstă de 22 de ani, olteanca a fost sezonul trecut golgheterul echipei lui Gheorghe Tadici și este cea mai bună marcatoare și în actuala stagiune, cu 35 de goluri după primele 5 etape desfășurate în Liga Florilor. Andreea Mihart nu a fost însă inclusă și în lotul pentru trofeul Carpați, care debutează în această seară la Bistrița. Pera va miza la tradiționala competiție amicală pe 21 de jucătoare și în funcție de randamentul acestora va definitiva lotul pentru europene. Câte 5 jucătoare de la Rapid București și Gloria Bistrița, 3 de la CSM București, SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Buzău și 2 de la Minaur Baia Mare vor lupta pentru trofeu împotriva reprezentativelor Spaniei, Austriei și Serbiei. La europene, România va juca în grupa C alături de Franța, țările de jos și Macedonia de Nord.